Noi, tinerii, ne vrem viitorul înapoi. Iar toți cei care se fac vinovezi de 7 aprilie să fie trași la răspundere. Împreună cu societatea civilă am lansat zilele trecute un apel. Un apel către liderii sindicali, către studenți, către consilierii locali independenți, tineri. Ei sunt cei care trebuie să fie în primurile rânduri. Ei sunt cei care trebuie să facă schimbarea în țară. Bubuc nu a murit în zadar. Ați spus mai devreme în discurs că aici în piață au murit cel puțin 3 persoane. Da, exact. E pomenit undeva într-un rechizitoriu, într-un dosar? Sunt investigate? Nu e pomenit în rechizitoriu. Dețin acum un proces verbal al Procuraturii Generale, unde s-a analizat înregistrarea asta video, care am publicat-o și astăzi pe Facebook, unde scrie că în minutul cutare, doi tineri care stăteau nemișcați sunt încărcați în portbagajul unei mașini. Dar eu i-am văzut cu ochii mei cum au fost bătuți și au rămas să zacă pe asfalt, dacă ei erau vii, se mișcau. Dar am cerut procurorilor, în cadrul urmăririi penale, am zis, aduceți-mi pe acei tineri dacă voi spuneți că nu sunt morți. Aduceți-mi să-i văd, să spună că, uite, noi suntem cei care am fost bătuți și noi suntem vii. Dar nu mi-au adus și... Dar când ați făcut declarațiile la procuratură? În ce an? În 2009-2010. Ce și întrebați un superior? Și v-a spus în capul... Cine superior? Unde e superiorul? Ați... Băiatul nu dă-i la curent și se face... Ce și întrebați un superior? Și v-a spus în capul... Cine superior? Unde e superiorul? Ați... Băiatul nu dă-i la curent și se face... Da. Bravo! Da, dar cu cine vă dați voi? Stai încolo, minunat! Stai în răzut! Stai! 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 Stai!